539 este numărul oficial al șomerilor din Făgăraș, înregistrat la începutul lunii decembrie. Acest număr reprezintă șomerii din evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov. Cu siguranță numărul este mult mai mare, pentru că mai există și făgărășeni care nu sunt înregistrați la agenție. Acest număr de 539 de persoane fără loc de muncă clasează Făgărașul pe locul al doilea în județ, pe primul loc fiind Brașovul cu 946 de șomeri. Orașele cu cei mai puțini șomeri din județ sunt Predeal și Ghimbap. Aici, rata șomajului este foarte mică, doar 20 de persoane sunt în căutarea unui loc de muncă. Marea majoritate a șomerilor făgărășeni sunt femei, respectiv 284 din 539. În funcție de nivelul studiilor, marea majoritate a persoanelor aflate în evidențele AJFM Brașov continuă să fie cele fără studii medii. Grupa de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulți șomeri este cea cu vârsta de până în 29 de ani.